Conștiința de neam acționează și presează de-a lungul timpului repetarea unor întâmplări nefaste. Metoda constelațiilor în psihoterapie ajută la detectarea și transformarea acestor încercări. Psihologii spun că repetăm contexte de viață de familie până când cineva aduce o reparație. Cineva trebuie să-și asume foarte multe conținuturi dureroase. Avem posibilitatea să depășim situațiile traumatizante transmise din generații, dar mulți oameni nu sunt gata să accepte și să ierte. Poate ispășirea prin boală sau prin alte dureri să satisfacă nevoia de reechilibrare a sistemului familial? Se oprește trauma în momentul în care cineva din familie reușește să o confrunte? Sunt întrebări la care va răspunde Lavinia Bârlogeanu, profesor universitar doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației București. Este autoarea mai multor cărți și studii de specialitate. Lavinia Bârlogeanu este psihoterapeut de orientare psihanalitică, cu formări în psihotraumatologie multigenerațională și psihologie transpersonală, cu studii postdoctorale la Paris. În emisiunea de azi vom afla în ce condiții metoda constelațiilor în psihoterapie ne ajută să vedem de ce facem uneori ceea ce facem. Păcatele pe care le-a făcut tata mi le aduce viața pe altă parte, mă provoacă viața să fac aceleași păcate. Nu toate constelațiile mi arată lucruri obiective. Alte constelații îmi arată ce s-a întâmplat în psihicul cuiva după ce a trăit o traumă. Ce sistem de apărare a rezultat după ce, să spunem, că am pierdut pe cineva. Uneori, doar așa putem, trăind suferința netrăită. Oamenii încearcă să facă orice ca să scurt circuiteze suferința. De asta se duce trauma atât de departe. Ea se oprește în momentul în care cineva poate să confrunte, poate să o trăiască, poate să o ducă. Nu-l distruge suferința, nu-l omoară, nu-l îmbolnăvește. Nu putem ocoli suferința, nu o putem scurt-circuita. Asta înseamnă ispășirea. Ispășirea pentru generații întregi, poate. Bine ați venit în emisiune! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Unele dificultăți persistă în viață și își lasă amprenta asupra mai multor generații. Sunt situații neîncheiate sau preluarea în mod inconștient a unor dureri puternice. Și în aceste condiții, unii oameni caut aceste terapii, constelațiile familiare, doresc să intre în constelarea unor cauze mai dificile de viață. Ce sunt de fapt constelațiile și de unde au apărut acestea? Constelațiile au fost preluate de Bert Hellinger din terenurile africane. La comunitățile africane se realiza acest tip de constelare în situație ritualică, adică ei organizau un ritual și invocau strămoșii să-i ajute în diverse probleme complicate ale comunității. De acolo, de la triburile africane, a preluat și Jung tehnica analizei viselor mari. Visele mari. Vise care... Vise mari, la ce se referă? Vise mari, adică sunt vise arhetipale care se referă la întreaga comunitate, uneori la întreaga epocă, da? Vise care au relevanță pentru noi toți într-un anumit timp. Îți trebuie o stare de spirit anume pentru a te conecta la acest univers sacru. Și pare și ciudat pentru omul de astăzi, că nu suntem obișnuiți. Contactul nostru cu spiritul este poate reglat doar prin instituția specializată să ofere servicii religioase. Și acum aici iarăși deschidem o altă discuție, că nu știm câți oameni mai beneficiază de asta, câți își doresc, câți sunt cu adevărat în rezonanță cu fenomenul religios instituționalizat. Boala ca ispășire. În cartea sa Constelațiile familiale, terapie pentru suflet, Bert Hellinger spune așa, referitor la dorința de ispășire a păcatelor comise.
Vinovăția personală poate fi anulată prin ispășire. Repet, vinovăția personală poate fi anulată prin ispășire. Trebuie să plătim răul săvârșit printr-un rău pe care ni-l facem. E ca o operație de scădere, spune Hellinger. Culpabilitate minus ispășire egal echilibru. Cum putem pune în context penitența personală, care este agreată și încurajată de doctrinele religioase, și această boală ca ispășire din punct de vedere psihologic? În psihologie vedem un pic diferit comparativ cu religia, cu siguranță, chestiunea asta, da, a penitenței. A penitenței și a ispășirii, dar cert este că dacă observăm, știu și eu, mai multe generații și cum se transmite o traumă, vedem că tema asta a vinovăției curge, e ca un fluviu, o apă care își urmează cursul. Și cineva trebuie să repare problema asta. Oamenilor li se pare foarte nedrept. De ce să plătesc eu păcatele străbunicilor, mamei, ale tatălui și așa mai departe? Păcatele pe care le-a făcut tata mi le aduce viața pe altă parte. Mă provoacă viața să fac aceleași păcate. Și cad, să zic așa, în aceeași ispită. Nu știu cum s-a spus. Da. Adică repetăm contextele astea. De ce? Tocmai ca cineva voie să sau se fără trezească, de voie. Da, să se trezească cineva și să poată să aducă o reparație. Am foarte proaspăt în minte o scenă dintr-un proces de grup de acum câteva zile, în care un personaj intern al persoanei care își făcea constelarea juca rolul copilului care a fost ea. Un copil foarte izolat, care spunea, eu mă simt așa, ruptă de toată lumea, parcă aș trăi pe un norișor, mă uit la ăștia, la părinții mei și îmi dau seama ce urme au lăsat în mine. Și știu că m-aș putea vindeca, dar nu vreau, spune. Exact așa mi-a rămas în minte. Nu vreau. Nu vreau să mă vindec, pentru că dacă mă vindec, ar însemna să iert. Și nu. Incredibil. Da. Deci m-a uluit discursul acestui personaj, da? Acolo se vede foarte bine cum avem posibilitatea să depășim, să depășim un anumit context traumatic care, pe care îl putem vedea așa transgenerațional. Și oamenii nu vor să facă asta pentru că nu sunt gata să ierte pe cei care au făcut, nu știu. Și procesul ăsta nu îl poți ierta. Adică aici intrăm cumva în conflict cu cei care spun atât de ușor, iartă, uită, haide că... Așa-i creștinește. Așa-i creștinește. Da. Păi vreau să spun că dacă un om face asta, când înainte de a fi pregătit, el se disociază, se rupe în bucăți. Nu putem. Aia nu mai e iertare, nu știu cum să spun, sau nu trebuie să țin. Nu e o iertare exact. Adevărată. Ispășirea să reechilibreze sistemul. Cum s-ar putea reechilibra sistemul dacă ispășirea se face prin boală, prin accidente și chiar prin moarte? Adică unde e aici echilibrarea până la urmă? Aici nu, în situația despre care da. Vorbim, nu s-a ajuns acolo. Dar nu înseamnă că nu se poate ajunge. La un moment dat, cineva într-un traseu din ăsta generațional poate să lucreze foarte mult cu el, să-și asume foarte multe conținuturi din astea dureroase, da? Să le adreseze fără, cum să spun, nu fără dificultate, dar conștient fiind că miza e mai mare decât să țină în continuare protejat un secret sau altul, da? Vrem să lucrăm. Trăim durerea respectivă pe care generații întregi n-au trăit-o. Da, dar să te supui tu din proprie inițiativă suferinței, crezând că în acest fel îl salvezi pe celălalt sau îi salvezi pe alții. Să știți că uneori doar așa putem, trăind suferința netrăită. Oamenii încearcă să facă orice ca să scurt circuiteze suferința. De asta se duce trauma atât de departe în timp. Ea se oprește în momentul în care cineva poate să confrunte.
poate să o trăiască, poate să o ducă, nu-l distruge suferința, nu-l omoară, nu-l îmbolnăvește. Sau poate să treacă prin boală, poate să treacă prin nenorociri personale, dar reușește să se ridice un pic deasupra ei. Vedeți, asta e o situație similară celei despre care scriu misticii, Sfântul Ioan al Crucii, de exemplu, în noaptea întunecată a sufletului. Când trecem, cine trece pe acolo, prin noaptea întunecată a sufletului, asta face. Trece prin iadul acelei dureri și iese de acolo. Vreau să vă spun că de multe ori în terapie trebuie să ai forța să-l conduci pe un pacient care poate să treacă pe acolo. Nu să-i ușurezi viața, nu să-l calmezi, nu să faci ceva să-i fie mai bine. Ai forța tu, adică asta și presupune să fi trecut tu înainte. Adică tu îi dai harta, tu ai traseul făcut, tu știi cu ce se poate întâlni acolo. Și atunci, normal, îți asumi asta. Dar nu toată lumea vede, nu toată lumea face asta. Nu putem ocoli suferința, nu putem scurt-circuita. Asta înseamnă ispășirea. Ispășirea pentru generații întregi, poate. Chiar dacă componenta spirituală nu este adresată direct în lucrul cu metoda constelațiilor astăzi, nu înseamnă că spiritul nu este prezent, pentru că ce se întâmplă acolo? Se deschide inconștientul. Ori inconștientul este spațiul spiritului, da? Tot mai mult astăzi, de exemplu în psihanaliză, lucrul acesta este acceptat. N-a fost totdeauna așa, dar astăzi noi avem o problemă să admitem. Să vorbim despre lucrul ăsta și da. Să accesăm exact. Această dimensiune. Da. Vreau să mai spun un lucru ca să ne fie clar ce înțelegem prin constelație, pentru că termenul este destul de difuz și generează reprezentări foarte diferite în mințile oamenilor. Și de astrologie. Și pe de astronomie, exact. Și astronomie, da. Și astrologie. Dar are sens chestia asta. Noi trebuie să ne întrebăm de unde vine cuvântul constelație. Păi da, vine din astronomie, vine și din astrologie. Ce reprezintă pe cer o constelație? O grupare de stele, de corpuri cerești, unite între ele printr-o linie imaginară. Și când eu le unesc printr-o linie imaginară, văd o formă acolo. Noi avem un grup de oameni care se reunesc pentru diverse probleme, da? Și ce căutăm să vedem? Cum se leagă între ei relațiile, deci eu construiesc o linie imaginară și pe parcursul procesului se ivește o configurație. O să pot să spun la un moment dat ce fel de proces s-a întâmplat acolo, ce tip de ipoteză s-a desfășurat sub ochii mei, ce fel de traumă am văzut, este o traumă individuală sau este ceva transgenerațional. Lucrurile astea se văd foarte clar acolo. Ați proiectat o formă, da? Care poate fi asta? Șarpele, zeul, microscopul, avem constelația microscopului, da? Deci constelațiile astea au diverse, diverse forme, de animale, de zei, de oameni și așa mai departe. Cine sau cum se alege forma aceasta? Păi e o proiecție din inconștient și ați pus o întrebare foarte interesantă care va diversifica discuția noastră. Este o preconcepție inerentă pe care o avem cu toții, un arhetip. Asta da. Proiectez acolo. Și mă uit pe cer și zic, a, e ca și cum ar fi un rac. Acest ca și cum îmi arată patternul. Arhetipul. Exact, exact. Când eu zic ca și cum, văd acolo un arhetip, știți? E, asta se proiectează acolo. Modelul originar. Da, exact. Și asta se proiectează și în constelații. Deci constelația e spațiu de proiecție. Poate să pară ciudat pentru unii dintre telespectatorii dumneavoastră dacă spun că orice grup e o constelație.
Orice grup e o constelație. Nu doar universul de familie, cel personal. Bineînțeles că nu. Locul de muncă? Locul de muncă. Grupul de prieteni, da? Depinde ce facem împreună. Orice grup e o constelație. În momentul în care noi ne adunăm într-un grup să facem o constelație, se întâmplă un fapt foarte interesant. Oamenii regresează. Regresează automat, da. Dar regresează la etape din viața lor de la început, uneori chiar în faza intrauterină. Și foarte interesant lucrul ăsta. Acest fenomen ne permite să realizăm procesul de grup. Dacă n-am regresa să creăm un spațiu de proiecție, așa de conținuturi, da, n-am putea face asta. Și când se regresează acolo, deci în zona cea mai primitivă a ființei noastre suntem. Și când ajungem acolo, putem să constelăm orice. Orice. Eu vreau să văd ce secret ascundea mama sau nu știu cine legat de cineva. Ceva anume, da. Eu vreau să scap de coșmarul ăsta și atunci constelăm un coșmar. Da? Apropo de asta... Și constelăm un vis, cum un spuneți. Un vis, bineînțeles, constelăm un vis. Ca să nu ne mai sperie, obiectivăm fantasma. Putem să continuăm un vis, de exemplu, se repetă. Visele repetitive. Da, se repetă un vis, da? Știu, eu am vise repetitive. Până la un și vreau să înțeleg de ce visez anumite situații. Da, și de și sunt aceleași de ani de zile. Da, de regulă, în visele repetitive... Nu se duce narațiunea până la nu se duce, se tocmai că se oprește. Da, pentru că nu poate elabora psihicul conflictul. E atât de mare încât nu poate. Nu și poate duce și te pune pe aceeași scenă. Exact. Cum se rezolvă acestea, în constelație, se poate... Există finalul visului? Se poate face. Într-o constelație iese mereu ceea ce trebuie să iasă. De exemplu, dacă eu mi-anunț clienții, în data cu tare organizez un grup pentru o constelație familială. Altcineva zice, în data cu tare organizez un grup pentru constelarea intenției, nu știu care. Altul poate să zică, eu organizez o constelație arhetipală. Lucrurile în realitate... nu stau așa, pentru că inconștientul n-ascultă de specializarea noastră și eu pot să vreau o constelație familială, dar să nu văd nimic din ce s-a întâmplat în și realitate. Și să se schimbe. Exact, să văd un alt tip de constelație. Se mută toată dinamica grupului? Exact. Într-o scenă de constelație putem vedea lucruri întâmplate în realitate în viața cuiva. De exemplu, îmi spune un reprezentant într-o constelație, stă așa și îl vezi că e ca un copil mic, îl întreb, câți ani ai? Am 4 ani și sunt tristă. Și ce s-a întâmplat atunci? Și el zice, a murit fratele meu. Un lucru pe care persoana care reprezintă n-are de unde să-l cunoască, pentru că nu știe nimic despre... Acel deces din familie. Era un secret? Da, nu. Sau nu avea el informație? Nu avea informația asta sau altă chestie. Eu fac o constelație și îl invit pe cineva într-un rol. Și poate să-mi spună el, care nu mă cunoaște, la 4 ani a murit fratele meu. Iar cel care își face constelația știe și e de-a dreptul uimit. De unde știe? Că n-am spus asta. De regulă, oamenii nu spun nimic despre ei. Informațiile vin spre noi. Din inconștient. Din inconștientul colectiv. Noi nu anunțăm, de exemplu, care e drama vieții noastre. Constelez o propoziție de genul, eu vreau să fiu fericită. Am luat așa. De regulă, oamenii nu vin cu chestia atât de simplă. Așa de frumoase, de fapt. Exact. Și mi-aleg reprezentanți pentru fiecare cuvânt. Constelația ți arată ca nicio șansă de ce vrei tu, pentru că ai de rezolvat până la a deveni fericită o grămadă de alte lucruri. Alte lucruri, da. Și atunci un element oarecare, de exemplu, să fiu, elementul ăla poate să-ți arate fiul mort al familiei. Fantastic. Da, știți? Adică, iată,
Deci, e o constelație în care pot să văd ce s-a întâmplat obiectiv. O traumă din familie întâmplată în realitate. Dar nu toate constelațiile îmi arată lucruri obiective. Alte constelații îmi arată ce s-a întâmplat în psihicul cuiva după ce a trăit o traumă. Ce sistem de apărare a rezultat după ce, să spunem, că am pierdut pe cineva. Da. Ce am făcut eu? Cum am supraviețuit în momentul ăla? Și atunci, în constelația care rezultă, o să vezi, de exemplu, mecanismul disociativ. O să vezi cum disocierea acționează în continuu, de atunci până astăzi. De ce? Ca să țină la distanță de prelucrarea conștientă o anumită dramă personală. Acum, e foarte important să vedem lucrurile astea, pentru că dacă un mecanism defensiv pe mine mă apără când s-a întâmplat o tragedie, deci eu sunt un copilaș și îmi pierd un părinte, e ceva incredibil. E, și atunci mecanismul disociativ apare ca să șteargă din mintea mea ceva. Ori, dacă am fost martore la actul morții și a fost ceva înfiorător, să zicem un accident de mașină sau ceva terifiant, atunci se poate șterge din memorie evenimentul. Sau se poate, ca mecanismul disociativ, să taie mereu afectul, să nu-mi dea voie să simt nimic. Și atunci te trezești că oamenii îți spun, oh, ce-am pățit eu când aveam nu știu câți ani, și îți povestesc un fapt terifiant. Pe tine te îngrozește, iar ei nu simt nimic, că disocierea taie afectul. Ei bine, în constelație vezi cum acționează mecanismul disociativ și ce separă, știți? Și atunci, de ce e important să văd asta? Pentru că aceste conținuturi separate, care s-au separat, repet, să mă apere odată, la un moment dat mă vor distruge. Pentru că să le mențin disociate înseamnă să pierd energie. Merge energie psihică să mențină disocierea. Mm-hmm. Da? Și atunci, să țină protecția, exact. Să te protejeze. Pierd energie. Da, mă blochez, mm-hmm. Nu mai pot să fac nimic, deci viața mea este, cum să zic, nu se mișcă nimic, o parte din mine a rămas la vârsta respectivă. Constelația, deci, ne poate ajuta să vedem de ce facem uneori ceea ce facem. Asta înseamnă un răspuns destul de rapid la o problemă, nu? Un răspuns destul de rapid la o problemă, dar nu o rezolvare. Nu o rezolvare. E important ce ați spus da, acum. Da, pentru că există așa un mit. Oamenii vor să facă, au nevoie să idealizeze rapid. Orice și să facă rapid. Și vai, ce spectaculoasă e metoda. S-a uitat, de exemplu, pe nu știu ce post da, e la un filmul. Serial, la da, serialul acela exact. Turcesc, nu? Da, și vai, ce frumos. Ia uite cât de simplu se rezolvă totul. Arhetipul mamei și arhetipul tatălui, personaje despre care de multe ori nu se cunoaște mare lucru și atunci este nevoie să punem multe întrebări. Un oracol al părinților, căci pentru a afla cine ești, trebuie să te întorci în timp, să mergi în urmă către cei doi părinți. Artista Narcisa Suciu a pregătit două cărți interactive cu întrebări relevante pentru a ne cunoaște părinții mai bine. Narcisa, atentă la nevoile și la întrebările fiicei ei, Daria, care nu și-a cunoscut bunicii materni, a avut viziunea acestor culegeri de întrebări. Cărți ce vor fi scrise în final de toți cei care își vor așeza gândurile în interior. Ele sunt cărți pentru că au o formă de carte, dar ele vor fi gata doar în momentul în care cei ce le vor avea acasă vor termina de scris în ele. Și atunci va fi cartea noastră, a mea și a lor, și nu cartea mea. Este ceea ce numeam noi când eram copii oracol, numai că e un oracol mai serios, drept pentru care e o carte interactivă. Muzica.
Dar ea, pe lângă sursa de inspirație pentru mama ei, este și cea care s-a ocupat de grafica celor două cărți, desenul fiind o formă terapeutică de exprimare. Cred că o să ajute foarte multe familii și mi s-a părut instant o idee foarte bună. Noi am vorbit despre asta acum 5 ani prima dată, deci a trecut ceva timp și sunt foarte mândră și abia aștept să primesc și eu cartea completată. Întrebările sunt structurate în capitole și fiecare capitol are și parte de sensibilitate și o parte un pic mai abruptă, partea în care ai putea să zici că am intrat un pic cu bocancii în intimitatea omului care răspunde la întrebări, numai că eu știu că în foarte multe case de la noi nu prea se discută multe lucruri, există multe subiecte tabu. Așa că cred că fiecare dintre noi o să găsească o întrebare la care o să-i fie puțin frică, o să aibă emoții să răspundă. În momentul ăsta, dacă mă întreb, pentru mine cea mai importantă întrebare e aia în care eu întreb, mai este ceva ce ai vrea să facem împreună? E ceva ce ai fi vrut să facem împreună și n-am reușit până acum? E vreun loc în care ai vrut să mergem împreună și n-am reușit să mergem împreună până acum? Vorbim despre moștenirile transgeneraționale și despre toate lucrurile pe care noi trebuie să le corectăm, să le vindecăm, iar Narcisa a intuit cumva direcția spre care se duce în momentul ăsta lupta în domeniul psihologiei. Eu chiar cred că e un instrument de reparare relațiilor din familiile în care există probleme, că e un instrument de apropiere în alte familii în care nu sunt oameni suficient de aproape. Cine poate să intre în asemenea constelații? Da? Cine poate face terapia constelațiilor și în ce condiții? Ar trebui să participe la constelații doar persoane care sunt într-o terapie individuală. Care au deja o pregătire preliminară. Și care au un terapeut. Știți de ce? Că într-o constelație se descarcă foarte mult material clinic. Acolo poți să faci și diagnosticare, poți să descoperi și un secret, poți să vezi sistemul defensiv, poți să vezi o grămadă de lucruri, sursa unei boli psihosomatice sau orice, tot felul de chestiuni, da? Ei bine, ca să aibă un rost să faci asta, ai nevoie de cineva care să te ajute să prelucrezi conținuturile astea. De asta e foarte important să existe cineva care să urmărească procesul de integrare. Altfel se poate să ne ducem degeaba și să ne creăm așteptări foarte mari. Da, da. Se poate chiar să ne facem rău. Pentru că se descarcă un conținut, pot să retrăiesc stările alea și sunt singură în fața lor. Și nu le pot prelucra singură. Da, da. Cred că trăirea unei stări de împlinire. Ce poate fi mai minunat pe lumea asta decât să te simți întreg? Și stau și mă întreb, oare cât se simt întregi? Asta e. Noi credem că fericirea e să găsesc iubirea pe care o am în mintea mea, adică arhetipul din capul meu, da? Aia înseamnă fericirea sau tot felul de împliniri din astea, nu le mai definesc, că fiecare le are pe ale lui. Dar nu. Este vorba despre cât de întreg ești. Și intrăm în lumea asta fragmentați cu un suflet care trebuie să se instaleze pas cu pas în corp. Și ideea este să ieșim din lumea asta cât mai întregi cu putință, pe măsura puterilor noastre ale fiecăruia. Știți? Atunci nu mai ieși din lume cum intri, dând din picioare și urlând. Ieși cu grație. Și asta ține de cât de întreg ești. Ce frumos am încheiat emisiunea. Cu grație! Cu grație! Cu grație, Lavinia Bărlogeanu. Mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc și eu pentru invitație.